anul 2000, câțiva copii din orfelinatele Dofteana și Ungureni beneficiau de primele îngrijiri paliative prin proiectul Casa Lumina. Se împlinesc 14 ani de când Casa Lumina, primul proiect al Asociației Lumina, însemna acasă, se transforma în ceea ce spunem noi acasă pentru copiii preluați în cele două orfelinate, de la Dofteana și de la Ungureni. Acum există un număr de 41 de angajați, 150 de beneficiari direcți și alți 188 de beneficiari indirecți care primesc îngrijiri paliative prin Asociația Lumina. 14 ani mai târziu, Asociația Lumina înseamnă 41 de angajați, 150 de beneficiari direcți, copii și tineri diagnosticați cu boli care le limitează viața, 188 de beneficiari indirecți și multă dedicație. În continuare, planurile asociației sunt de a ajuta cât mai multe persoane care suferă de boli ce le limitează viața. Sperăm că vom putea să ne dezvoltăm serviciile și vrem să le mulțumim tuturor celor care sunt alături de noi și fără de care nimic nu ar fi posibil. La mulți ani, Asociația Lumina!